Salutare, eu sunt Haion și astăzi am venit și cu episodul al patrulea care și cea încă o veste rea. Am încă o veste rea, faptul că Camtasia iar și-a făcut fițe și nu mi-a salvat episodul 4 și uitați ce itemuri mi-am luat. Am găsit un sat plus plus o piramidă și chiar vreau să vi le arăt, dar soarta m-a făcut să nu fie așa. Bun, deci acum vom repara aici, normal, balconul ăsta. Și bine, poate unii credeți că v-am făcut chatting, dar oricum trebuie să mă mai duc puțin prin satul ăla pentru că au niște furnace-uri și o să le vreau. Și în plus vreau să mai văd și eu ce o să facă, pentru că au bubuit niște creeper pe acolo. Ok, terminând aici și aici. Ce-am făcut aici? Ce-i cu sistemul ăsta ciudat? Mi-am pus un skin nou, dar nu este prea ingenios. Nu știu, nici nu am dat nimic. Am făcut și eu un skin într-o noapte. Nu știu dacă vă place sau nu. Dacă vă place sau, da, mă rog. Așa. Astăzi, ce vom face astăzi? Astăzi trebuie să mergem în The Nether după ce vom repara toată casa. Pentru că eu vreau să plec casa reparată în The Nether. Așa. Și ce am constatat eu este că mă mișc destul de lent, așa că voi încerca să mă mișc ceva mai rapid. Avem ceva, vreun trandafiraș, ceva frumos. Pentru că vreau doar așa să fac un micuț artificiu, un artificiu, dar nu am cu ce. De fapt, niște artificii normal vreau să-mi fac. Ăsta e dat cam prea. Așa, și asta pe acolo. Așa. Cu artificiile astea, știți că s-au adăugat, iar din versiunea asta, dacă graficile sunt date pe Fancy, aveți itemuri 3D, dar eu le-am lăsat pe Fast ca să nu-mi ia prea mult din FPS. Și al lucru mi-am pus MC Pager. Așa. Finalizând casa odată cu glasurile astea. Deci chiar îmi pare rău de chestia aia cu Camtasia, adică nici nu știu ce a făcut. Chiar nu pot să înțeleg. Așa. Chestiile astea dau și lumină, dacă ați văzut. Dau 1 like level. Și din cauza MC Pager-ului se vede foarte, foarte ciudat și de asta o să-l scot după ce voi termina de făcut filmarea aceasta. Ok, după ce vom merge în The Nether. Nu, da, în The Nether, mă voi abate puțin de la scopul meu pe care am vrut să-l fac, să omor Ender Dragonul, și vom face și noi ceva, niște ferme, pentru că, da, așa se cuvine unei serii. Și mă gândeam ca la casa asta, după ce mergem în The Nether și ne luăm Blaze Rod-urile și facem, nu știu, Enchantment Table-uri și astea, să facem încă o cameră sub pământ care să ținem furnalele și să facem și acoperișul în care vom face niște scări și vom depozita chesturile acolo, știți? Și aici vom face ceva, mobilier, furnitures. Ok. Și ferme și toate tâmpenile. Acum revenind, eu din câte văd, nu știu dacă se noptează. Hobar nu am. Clouds, da, astea sunt. Oricum se vede foarte, foarte ciudat, dar eu mă voi culca, pentru că se poate. Și revenind, trebuie să strâng cât mai mult subscriber, pentru că eu dacă nu strâng, nu știu cum să continui aici. Pentru că vă dați seama că eu nu am ce face cu doar 3 subscriberi, adică bine, e un început este, nu pot să spun că sunt praf, pentru că bine, pot alții să o spună. Dar eu nu pot să spun neapărat că sunt foarte, foarte de praf, dezastru, dar stau deja de 2 săptămâni cu acești 3 subscriberi și îmi trebuie mai mulți, pentru că așa vrea omul. După ce a luat puțin, vrea mai mult. Așa. Cât am fost în acel episod mut, nu mut, deci nu a fost episod mut, deci nici măcar nu a fost episod. Camtasia a făcut multe fițe. Și trebuie să văd, deci acum trebuie să-mi notez undeva în fiecare și mesajul la Windows de fiecare dată când încep o filmare. Fă backup la World, că altfel nu se poate altfel. Că acum am făcut backup și sigur o să meargă. Sigur o să pot să renderez, să uploadez, să toate. Ok. Flint and Steel. Avem fier.
aici glass-ul ăsta arde în continuu și nu e ok. Avem fier, lingouri, da avem, da flint avem. Ah, avem 3 flinturi, oh, ok. Vom merge, vom explora puțin de nether-ul ăla, pentru că eu nu voi sta prea mult în el, sau dacă vom sta, eu voi sta doar puțin, cât să văd cam care-i treaba într-un fel. Sau dacă nu, voi pune o mică pauză și mă voi uita puțin pe amii de ST cam care-i treaba cu acest de nether. Să văd cam unde sunt nether coldurile și cred că chiar asta voi face, da. Pentru că pentru voi nu va fi nimic ce va deranja. Așa, mai întâi ne pregătim, pentru că nu vreau pur și simplu să mă pregătesc imediat după ce am făcut acel de nether. Și vom lua cu noi un crafting table, niște materiale de construcție, de acum se însă unui prietenul nostru. Dandelionul, lăsăm torțe, nu avem, dar nici undeva, sau avem pe aici, dar nu ne trebuie. Lăsăm mai mult și doar câtva la mine, puțin câtva, nu-mi pasă, stău, nu cam atât. Au, stai, nu avem cu ce să atacăm. Nu avem săgeți, nu avem, ci avem doar, dar doar săbii de făcut. Auci, asta chiar nu-i deloc frumos. Pentru că știu că sigur o să dau de gaști. Iar gaștii sunt unii dintre cei mai enervanți mobi. Nu sunt cei mai puternici, dar sunt unii dintre cei mai enervanți mobi. Iar eu am fier și nu fac săbii de fier. Da, și nu știu, mi se pare că tot în video am minat și am luat iron, asta nu știu sigur. Parcă așa mi-amintesc, dar să sperăm că așa nu este, deci să fie altfel. Așa, depozitând și ironul ăsta, o să lăsăm flinte în stil la noi pentru că ne va trebui în caz în care se strică acest de nether. Și târnăcopul, da, mări, să-l iau cu mine și nu numai pentru că mă pot eu, pentru că sunt sigur pe mine, dar și din cauza faptului că mai nou acea nicovală, știți, vă repara itemurile și în plus dacă am două târnăcoape de diamant, e și o altă chestie, oricum. Că tot veni vorba de diamant, trebuie să mai mergem prin pământ pentru diamante, ce ciudat mă simt aici. Ok. Oh, deci deja avem glowstone-uri, lava de bea se spanează cum ar fi normal. Iar mie merge cu foarte, foarte puțin FPS. Încarcă-te. S-a mai încărcat puțin. Oricum. Așa. Auci, cred că voi pune o pauză să las și de nether-ul să se spaneze cum trebuie și în același timp să cauți pe ame de ST. Revin peste câteva secunde. Ok, deci am revenit și m-am uitat peste coordonate, doar că am stat puțin cam mult pentru că era în felul următor, amii de ST-ul nu mai citește noul Minecraft 12v50b și a trebuit să-l downgrade și apoi, da mă rog, nu este prea important, deci X-ul minus 428 și Z-ul 108, deci atât am, numai X și Z, Y știți, v-am explicat, nu are așa ceva. Ok, și fiind în netherrack va fi puțin mai ușor de spanat. Aud lavă și nu e deloc ok. Auzi, ce e cu lagul ăsta în the nether? Nu știu, trebuie să văd cum să fac cu lagul ăsta, pentru că, opa, am auzit zombie pigmen. Și nu-mi place să auzi zombie pigmen. Zombie pigmenii sunt răi dacă-i ataci. Așa. Și cum am zis, vreau să evit gasturile. Pentru că eu dacă nu o să evit gasturile, sigur voi muri. Pentru că nu prea știu care este. Da, puteți face și așa, lămpi improvizate. Pentru că și așa nu se întâmplă nimic. Opa, am murit. Lol, mor de prea multe ori în seria asta și wow. Nici măcar nu am presimțit-o pe aia. Nici nu am presimțit-o. Mă, parcă seria asta vrea să mă omoare. Harta asta vrea să mă omoare, seria asta vrea să mă omoare, trebuie să fiu mai atent. 3, deci stați puțin. Am murit de 3 ori în 3 episoade, bine, vin 5, dar așa dacă vrei să o luăm în 3 episoade am murit de 5 ori. Lol, în 5 episoade am murit de 3 ori. Lol.
Da. Acum nu știu dacă să mă risc, nu voi folosi chatting, vreau să mă cam să văd dacă voi muri, da, voi muri sigur. Așa. Și acum trebuie să coborăm, dar nu știu cum. Voi merge înapoi, voi. Deci eu în 5 minute, deci eu în 5 minute, doar 5 minute am șansă, doar în 5 minute voi avea șansa să iau cum îi spune, doar în 5 minute voi avea șansa să-mi iau itemurile, pentru că dacă vor trece de 5 minute, vor dispărea și vor dispărea tot terna copilul meu de diamant. Ce prostie am spus când am spus că da, trebuia să mă risc eu. Doamne, ce om sunt și eu. Să vedem, ne trebuie itemuri de construcție, astea le vom lua și vom lua niște sandstone. Lol, deci la mine aveam sandstone și... Aoleu, dar bine, nici că nu am prevăzut-o pe aia. De ce? De ce? Acum trebuie să văd și cum să merg pe acolo. Cred că chestia asta face un lac super, 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 super infernal. Dar oricum acum este mai stabilizat. Aud un gast. Mi-e frică de gaști. Aoleu. De ce trebuie să aud gaști în momente ca astea? În momente ca astea ar trebui... Mi-ar trebui să nu-mi pese de niște gaști proști. Da, dar nu știu. Lol, deci ce-i cu lumea asta? Aha. Nu știu ce am făcut asta. Așa. Iar apoi trebuie să-mi găsesc un skin nou, pentru că asta nu știu exact cum l-am făcut. L-am făcut pe Miner Shoes, dar... Bine, nu că le-aș face reclamă, dar nu prea mi-a ieșit skin-ul în sine. Adică dacă ați văzut ce fel arăt, nici nu mi-ar veni să mă uit mereu la skin-ul ăla. Aoleu, deci eu trebuie să fac ceva pe aici, să reiau itemurile, pentru că dacă eu mă arunc pur și simplu, deci dacă mă sinucid, eu nu o să rezist. Și nu știu cum să fac să... Deci haideți să luăm o distanță. O distanță, să vedem. Da, eu dacă mă arunc de aici, vă spun sigur că mor. Deci dacă mă arunc de aici, sigur mor. Așa cum face următorul lucru. Vom merge rapid iarăși și în lumea noastră vom lua un turnăcop, iar noi vom săpa practic un pământ. Un pământ. Aoleu, zombie pigmen, du-te mă încolo. Sunt într-o situație de criză și apar fix tu. Tu trebuie să apari. Situație de criză. Aoleu. E noapte. Deci haideți că nu știu, cred că mai am doar 2 minute din alea 5. Trebuie să ne grăbim, Așa, Iron Pickaxe. Ok, gata, ne-am grăbit. Așa. Ce este interesant în The Nether? Bine, fiind The Nether, na, poate spuneți iad. The Nether, iad, lumea de jos, Netherworld. Sau cum e în World of Warcraft, Nether Store sau parcă așa se numea. Așa, deci noi pur și simplu vom mina în pământ, ceva în genul. Nici nu vreau să mă uit la zombie pigmenii aia. Da, dar chiar m-am uit. De ce Y-ul? Ok, deci vouă vi se pare atât de mare Y-ul ăsta? Adică mie nu mi se pare deloc mare Y-ul ăsta. Atunci de ce... Lol, deci... Ok, deci putem vedea o parte. Dar... ok, mai bine acum microfonul. Deci gastul scoate sunete de genul gata să tragă câte un fireball de-al lui. Sau de-al ei. Habar nu am. Așa. Aoleu, ai, grăbește-te! Hai mă... Aoleu. S-a spanat un alt chunk. Eu zic că e destul de ok să mergem la... Nu. Du-te mă de aici. Doamne, ce-i cu lagul ăsta? Nu. Ce am făcut aici? Mă atacă orice și oricine. Uite mai itemurile. Hai rapid să plecăm.
Du-te, mă, de aici, mă, du-te de zombie pigmanul lui și mâine. Băi, băgam aș ceva în el de prost. Auleu. Măcar am lutat itemurile și încă sunt în viață. Deci murim de... Auleu. Du-vă încolo de zombie pigmen, sunteți cei mai tratați mupi care am văzut în viața mea. Auleu. Și du-l și el în lac de... Oh. Cum... Doamne, ce... Meriți să mori. Meriți să mori din plin. Păcat că dacă te omor îți vin semenii și mă atacă. Auleu. Deci... Zombie pigmen, cei mai ratați mupi. La fel și gaștii. Nether-ul îl urăsc. Wow, deci chestia asta... Nu. Doamne, ce... cu lagul ăsta infernal. Hai, mă, fii sincer. Iarăși zombie pigman. Aoleu, nebunesc. Iarăși un tântălău din ăla de... Oh, cu lopata îi dau în cap de data asta. A treia oară. De trei ori mort. Doamne, deci lagul ăsta este super infernal. Și nu știu de ce. Wow, deci... Nici nu știu de ce am un lag așa mare. Bine, hai că am render distance-ul pe normal și dacă îl dăm pe short, cred că vor crește FPS-urile, nu trebuie să mergem pe aici. Pe aici este calea morții. Cum? Așa. Oh. Mă! Du-te, mă, de aici! Și tu vrei să mă ataci? Lol, de ce cu render distance-ul așa mare la... Da, de unde ai părut tu? De patru ori mort. Deci de patru ori mort. De patru ori mort într-o serie. De patru ori. Plus alea, pauleu. Nu. Nubii mea. Ce să-i spun eu, că... Da, deci itemurile alea cred că nu au mai fost lotate de 5 minute. Deci pot să-mi iau adio de la... Mă, dar tu n-ai viață. Tu chiar n-ai viață. Ia mă, ha. Așa, guiți și mori odată. Hai odată aici. Aoleu. Nici nu știu, eu zic că de data asta, doar de data asta îi voi da pe peaceful pentru că e prea enervant. Și apoi voi da la loc pe normal pentru că... Ați văzut ce enervant... Lol, deci... Gaștii sunt chiar cei mai ratați mupi care am văzut în viața mea. Uitați ce au făcut la săracul ăsta de Nether. Auleu. Acum nici nu știu de unde mi-au căzut itemurile vechi. Da, bine, mai pe aici mai bubuit. Pe acolo. Oh, da. Itemuri. Oh. Trână copul, gata, avem tot. Acum trebuie să mergem în acel Nether Fortress. Trebuie să ajungem. Aoleu, ce cât de enervant e un The Nether. Când ai render distance mic, ai omorât un zombie pigman. Și ai omorât un zombie pigman. Așa, revenind, eu o să marchez drumul. N-am cum să nu-l marchez. Sau puteam pur și simplu să scriu coordonatele pe o foiță, dar... Așa, deci coordonatele erau... -428 și 108. Deci... pe aici. -428 și 108. Ok, deci avem de mers. Avem mult de mers. Chiar și pe... Dar să știți că asta este cel mai apropiat Nether Fortress al meu. Altul nu găsesc. Uite, făcutea crash, lag, nu știu. Eu zic că ar trebui să mă opresc, iar în episodul... Eu voi merge... De data asta va fi off camera cu intenție, pentru că
Nu știu de ce, este foarte, 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 foarte lăguit și voi merge, voi lua blaze-urile și voi veni înapoi. Și dacă vreți vă arăt și calea, ceva, nu știu. Ok, deci eu am fost Hyon, voi ați fost, nu știu, viewerii și eu o să primesc mai dislike-uri pentru tâmpenile care le-am făcut în episodul ăsta. La revedere!